Simona Halep a reușit o victorie de senzație 6-0, 6-2 cu americanca Serena Williams, liderul mondial, astăzi în al doilea său meci din cadrul turneului campioanelor, care are loc la Singapore. Halep, numărul 4 mondial, a reușit cea mai mare victorie din cariera sa în doar 65 de minute, după ce pierduse cele 3 partide disputate anterior cu Serena. Astfel, Simona Halep, fostă număr 2 mondial, este ca și calificată în semifinalele competiției, după ce în primul meci a învins-o pe Eugenie Bouchard cu 6-2, 6-3. Românca și-a asigurat până acum 460 de puncte WTA și $406.000 la turneul de la Singapore, care este dotat cu premii totale de $6,5 milioane. Halep va juca ultimul său meci din grupa roșie cu Ana Ivanović vineri. Papa Francis a primit astăzi, în cadrul unei întrevederi private, pe componenții echipei germane de fotbal Bayern München, împreună cu staful tehnic condus de antrenorul spaniol Pep Guardiola, de la care a primit un tricou semnat și promisiunea unei donații de 1 milion de euro în scopuri caritabile. Echipa lui Guardiola, care ieri seara a învins cu un categoric 7-1 formația AS Roma pe Stadio Olimpico într-o partidă din grupele Ligii Campionilor, a fost primit într-una din sălile de la Vatican, întâlnirea durând câteva minute, după care suveranul pontif, mare iubitor al fotbalului, a început audiența generală de miercuri,